Eu veneam cu tapiseriile, le puneam pe masa lor, asta știu să fac. Floarea mi-a schimbat foarte mult viața, în bine vorbesc. Pasiunea a fost și încă este primordială și asta atrage în jurul ei suport pozitiv. Ar fi putut alege orice loc din lumea largă în care să trăiască și să aducă la viață textile vechi și să le redea demnitatea de altă dată. Ar fi putut să le traducă muritorilor de rând din alte țări povestea firului de cânepă, de in, de ananas, de lână sau cine știe ce altă plantă din care cineva, cândva, a țesut haine încărcate de înțelesuri ascunse. Ar fi putut să deschidă bucăți de univers textil în orice colț de lume, pe unde au purtat-o pașii. Ar fi putut să trăiască în America, în Africa sau în Asia și chiar în Australia. Dar ea s-a întors în satul ei, unul mic, din Apuseni, aducând în bagaje de gând și în picături de amintiri trăite darurile lumii pe care le-a cules în peste 30 de ani cât a stat departe de locul în care s-a născut. Și a readus la viață povestea firului de cânepă, de lână sau de cine știe ce plantă întâlnită. Firul tors, țesut, cusut și transformat în realitate nebănuită. A tras după ea lumea întreagă așternând-o la poalele munților Metalifer din județul Hunedoara. Povestea de azi este despre Florica Zaharia, din neamul triponeștilor din Hărțăgani, comuna Băița și muzeul ei din Apuseni. Florica Zaharia s-a născut în Hărțăgani, unul din satele comunei Băița din județul Hunedoara. Sat mic cu oameni gospodari obișnuiți să muncească mai mult și să vorbească mai puțin. Din Hărțăgani sunt ambii părinți, satul Hărțăgani, comuna Băița din județul Hunedoara. Tatăl vine din familia triponeștilor, care eram porecliți, familia, grupul, sau mai bine zis, oamenii buhuleștii. Fiecare la noi în sat are o poreclă. Ei, noi eram cei care ne culcam de vreme și ne sculam de dimineață. Oameni mai interesați la ce se întâmplă nou, aș prezenta casa altfel, a primi oameni în casă, erau foarte sociabili. Aveau pământul adunat în jurul casei, nu trebuiau să plece prea departe ca să-l lucreze. Mama îmi povestește și acum, la 96 de ani, și aduce aminte cum tatăl ei întotdeauna primea călători, întotdeauna îi trata, chiar dacă dormeau pe un pat acoperit cu paie și un strujac sau un cerceaf de cânepă, un lipideu de cânepă, cum se spunea, era fericit să o facă și să le dea o mâncare caldă. Cele două familii s-au pus împreună și noi ne-am așezat nu departe de locurile de unde vin părinții, pe cătunul Racășului din Hărțăgani. Ceea ce se întâmpla acasă a fost a avut o mare influență în pasiunea pe care am făcut-o de mic copil și sigur s-a transformat cu anii și a devenit o profesie. Nu mi-aduc nimic negativ, nimic urât aminte din copilăria mea. Mi-aduc aminte de alergatul prin fânețe, mi-aduc aminte de bogăția gospodăriei, care era o gospodărie simplă, o gospodărie țărănească, dar nu poți să uiți momentul în care toamna se umple hambarele cu grâne, nu poți să uiți momentul în care părinții tăi vin de la moară cu făina proaspătă, mirosul făinii, cernutul ei, care ne făcea o plăcere enormă pentru pâinile care se făceau pentru o întreagă săptămână în cuptorul de pâine, evident, care încă îl mai avem, 7 pâini imense pentru fiecare zi a săptămânii. Eram implicați, eram parte din ceea ce se întâmpla în gospodărie, fără să fim forțați să facem ceva, sigur aveam responsabilitățile noastre, dar era totuși o plăcere. Nu mi-aduc aminte să fi fost nimic forțat. Nu mi-aduc aminte să fi avut griji. În toată perioada, în schimb, a copilăriei, era fascinația cu textilele care nu se mai foloseau în momentul acela în casă, dar care se tezaurizau.
cămășile părinților, ale bunicilor, în special piese de costum, dar erau și cuverturile de pat, erau cerceafurile de câine pe care le scoteai în fiecare an cel puțin o dată, le aerisai și era un spectacol să le vezi pe culme afară. Sigur, nu putea să nu mă impresioneze. M-a atras tot mai mult ideea țesăturii, ideea firului, de unde, sigur, după absolvirea liceului, a venit ideea continuării studiilor și am mers în acea direcție, în direcția studierii textilelor. Și pasiunea pentru textile a purtat-o din satul mic de la poalele munților Apuseni în Bucureștiul anilor 80. Și-a țesut însă propria armură, împletind clipe de viață alături de soțul ei, un explorator al lumii și al geografiilor ascunse, întâlnit cândva în copilăria din Hărțăgani. Romulus este un aventurier, a fost întotdeauna și plăcea să călătorească și a venit el spre noi, nu eu spre el. Cred că am ajuns în 67 sau 68, invitați de o familie, Tripon, am venit și la biserică ne-am întâlnit cu actuala mea soacră, care era cu cele trei fete, făceau un parastaz după cineva din familie care murise. Am invitat să mergem să luăm masa și la ei cu ocazia parastazului și așa am cunoscut-o pe viitoarea mea soție. Cred că au trecut 56-57 de ani de atunci. Am rămas într-o corespondență, așa, din când în când. Și când mama mea mi-a spus, vezi că îmbătrânești și trebuie să te însori, i-am spus, numai cu fata aia vreau să mă însor. I-a spus, nu cred că o să te ia de bărbat, că ești prea departe de viața tradițională de la țară. Și am zis, nu. Hai să mergem pe vedere. Și am venit aici, în cerută de nevastă. A fost foarte greu de convins. Ne-am căsătorit. Avem 46 sau 47 de ani de căsnicie. Și încă n-am reușit să ne certăm. Dar ce avea special fata din Băița? Determinare. Carismă. Dorința de a învăța. Dorința de a trece peste obișnuit. Romulus Nicolae Zaharia s-a născut într-o zi de Sfântul Dumitru la Gherla, tot în Ardeal, dar a trăit în București, țesându-și cu meșteșug ingineresc împletit cu aspirații culturale, drumul în viața plină de aventură pe care o intuia la un colț de gând în familia lui de intelectuali. Tatăl lui, Romulus Zaharia, îndrăznise să umilească regimul totalitar folosind cuvinte adunate în cartea Ademenirea. De când mă știu de mic, tatăl meu a fost membru fondator al revistei Pentru Patrie. A fost și secretarul general de redacție la Luceafărul. Casa noastră erau plină de toți scritori, artiști, pictori și așa mai departe. Mama conducea o galerie de pictură, tata scritor, soția mea făcea tapiserie, contextură și modă la studiourile de film. Eu eram singur inginer. Ingineria îți dă o anumită precizie. Arta îți dă o anumită libertate de gândire. Și ușor, e frumos să le combini. Și așa și-au adunat toate dorințele de evadare din realitatea care izola România de restul lumii, transformându-le, cu determinare, într-un covor de speranțe, căruia i s-au adăugat în timp și raguri de clipe și de amintire adunate în viața departe de țară. Am fost la o societate mixtă în Africa. Ce mi-a distrus prima dată încrederea în sistem? Când am ajuns în Africa, în Mauritania, în Sahara, să zicem, și am văzut magazine, sau cum ziceau ei, câți magazine făcute din carton și cutii de budonviluri din astea de... Și când am intrat într-unul din ăla și am văzut lapte, unt și alte ulei și fără bonuri și fără coadă și fără nimic, și stăteau acolo pe etajere, am spus, ceva nu e în regulă. Eu vin dintr-o țară
ultra bogată, care știam cât ce producem, și oamenii noștri mor de foame sau au probleme de sănătate datorită lipsei alimentelor, și ăștia puturoși care nu făceau nimic, stăteau trântiți toată ziua pe și aveau magazinele pline. Și atunci a fost prima dată că mi-am pus întrebarea. E ceva rău în țara mea sau sistemul țării mele nu e bun? Și atunci a fost pentru prima dată când m-am gândit ce ar fi dacă am rămâne sau am continua viața în altă parte. Am fost rechemat pentru un post foarte important. Am discutat cu Floare și am spus, păi, dacă ne întoarcem, nu mai am posibilitatea să ieșim toată familia. Atunci, cu toate că exista o legislație foarte dură, nu puteai să ieși cu toată familia. Trebuia ori să la soția, ori copilul. Dar aveam și soția și copilul aveam cu noi, adică cu mine. Și am putut să scot și pe părinții mei. Eu am plecat din Africa cu Floare și cu Ana și ne-am întâlnit la Marseille. Și acolo am luat hotărârea să mergem în Spania. Ne-am întors la nordul Spaniei, lângă Cadaqueș, orașul lui Dalí. Am stat o lună de zile la un prieten. Tatăl meu n-a vrut să rămână și noi am fost, să zicem, 4 contra 1 la vot. Și am rămas, ne-am dus la Madrid și chiar de ziua mea de 26 octombrie 86 am făcut cererea de refugiu politic la poliția din Madrid. Și când consulul ne-a întrebat unde vrei să mergem, noi am spus New York. Era singurul oraș care ne venea în minte atunci. Plecarea în lumea liberă din vest a închis porțile întoarcerii acasă. Așa credeau atunci că ruptura de România ar putea fi definitivă. Dar viitorul în America avea alte căi, fiind țesut și el în tapiseriile Floricăi Zaharia și aduse cu ei peste Atlantic. N-a fost ușor. M-am fost trimis la o agenție. Era o agenție în care erau voluntari, unii care vorbeau limba română, da? Dar erau agențiile pentru locurile de muncă. Am avut norocul să putem vorbi cu unul dintre voluntari, Bernard Joly, vorbea limba franceză. Noi, la acel moment, nu vorbeam engleza, vorbeam spaniola, vorbeam franceza, româna, dar ne-a ajutat extrem de mult limba franceză, pentru că acest minunat domn Bernard Joly l-a ajutat și pe Romulus, dar pe mine m-a direcționat unde aveam nevoie. Am avut cu mine câteva dintre tapiseriile care le desenasem și le țesusem. Și el a putut să vadă care mi este munca, ce pot să fac. A luat una dintre tapiseriile mele, a trecut dintr-un birou în altul și a întrebat, uite ce știe să facă, ce putem face cu ea? La care cineva a spus, call the Met, cheamă metropolitanul, lucru care l-a făcut și ce a urmat a fost parte din istoria vieții. Și viața a prins contur într-o lume în care lucrurile se derulau cu repeziciune, în care meritele profesionale erau recunoscute, iar determinarea și profesionalismul erau răsplătite. Munca făcută cu pasiune i-a deschis Floricăi Zaharia drumuri pe care fetița din Hărțăgani, care își dorea să fie cântăreață, nici nu le-ar fi bănuit. A fost un șoc acceptarea pe care am primit-o la Metropolitan și a fost o împrejurare fantastică. Meseria de conservator textil, în România o numim cea de restaurator textil, sau în Europa se numesc restauratori, este încă o meserie tânără și era și mai tânără la sfârșitul decadei 80. Nu erau încă foarte multe școli, ba chiar foarte puține, care se ocupau. Dar noi am învățat această meserie la această fantastică instituție de Metropolitan Museum. Sigur, erau cursuri care trebuiau și prin care am trecut și eu la New York University sau în altă parte, cursuri de care vă spuneam, care țineau de profesie.
Dar alegerea era făcută de către cei care angajau persoanele cu foarte mare atenție la pregătirea persoanei respective. Trebuia să aibă cunoștință despre textile. Eu am fost, din punctul acesta de vedere, persoana ideală, pentru că veneam cu material care demonstra ce pot să fac, demonstra că înțeleg fibrele textile, că înțeleg tehnicile textile. De fapt, am fost angajată pentru conservarea unei tapiserii flamande de secolul XVI. Eu veneam cu tapiseriile, le puneam pe masa lor, asta știu să fac și, într-adevăr, asta m-a ajutat foarte mult. Bun, a fost destul de greu, n-a fost ușor, adică nu cresc dolari în copaci în America și trebuie să muncești foarte determinat să realizezi ceva. Dar satisfacția vine odată ce nu mai ai frica zilei de mâine, asta e cel mai important, când vezi o stabilitate în familie și vezi că lucrurile merg pe un făgaș. Primul lucru care am investit a fost în educația fiicii noastre, am dat-o la o școală privată. Și, pe urmă, paralel cu toate acestea, nu am făcut excese, să zicem, dar am colecționat. Asta a fost ceea ce am făcut cel mai mult în perioada aceasta. Am călătorit și am colecționat. Viața în America s-a împletit firesc cu multe călătorii în întreaga lume. Șefa, cu nume greu de pronunțat în engleză, a Departamentului de Conservare a Textilelor de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York, adică mărețul The Met. Era chemată în toată lumea să deschidă muzee private sau să organizeze expoziții grandioase prin care reușea să spună lumii întregi povestea firului care se transformă în realitatea țesută cu măestrie. Nu pot să nu-ți aduci aminte de mirosul lânii, de mirosul lanolinii. Eu iubesc foarte mult animale și le-am iubit de mult de mic copil. Aveam mielul meu favorit, îl țineam în brațe de dimineața până seara. Îți pui mâinile în lână aceea mielului. Vezi diferența între lână aceea și vezi diferența între lână mamei, alâna oii, să nu mai zic berbecul, și mai departe. Îți dezvolți toate simțurile în jurul fibrelor. Îți dezvolți simțuri în jurul fibrei de cânepă. Nu se poate, pentru că participam la culesul cânepii, cânepa miroase într-un anumit fel. Te joci cu fibra de cânepă care o tragi de pe tulpina plantei sau începi să rupi tulpina plantei și nu se rupă, pentru că fibra este foarte puternică și rezistă. Te chinui cu ea, te tai în degete. Aveam responsabilitatea să facem acumularea de apă în vale, unde se topește cânepa. Ei, era o distracție fantastică, ți ajunge până la genunchi apa, după aceea ești responsabil să pui mănușile. Mănușile sunt mănunchiurile de cânepă în această topilă se numesc, aceste locuri unde se topește cânepa. Ei, miroase într-un fel când pui cânepa proaspăt acolo, miroase altfel când cânepa este topită, când fibra de cânepă se desprinde de pe tulpină. Pui la uscat. E, toate astea se impregnează în memorie. Chiar dacă nu vine nimeni cu studii complicate și sofisticate în jurul tău să-ți spună ceea ce de fapt oamenii învață acum într-o formă organizată, academică, importanța fibrelor și caracteristicile fibrelor, eu le simțeam. Norocul a făcut că am simțit foarte multe din aceste piese și din piese din jurul lumii în colecția Metropolitanului, pentru că am avut șansa să lucrez cu ele. Este o experiență fascinantă, nici nu poți să o explici, pentru că călătorești în alte culturi și nu se poate să nu te apropii, să nu încerci să te apropii de aceste culturi prin diferite forme. Prin a voiaja, prin a intra în contact cu colegii care lucrează, cu oamenii care se găsesc în locurile respective și, nu în ultimul rând, de a dori să găsești o asemenea piesă. Și norocul face că
cu răbdare și cu atenție și fără obsesii neapărat de a ajunge acolo sau de a-ți cheltui resursele care nu sunt și nu au fost întotdeauna cele mai strălucite, ajungi să-ți găsești piesa asta și dacă nu o găsești tu, cumva vine ea spre tine. Exact ce avem în jurul nostru, toate aceste piese care au venit spre mine. Rar port eu o piesă de port tradițional. Uneori, în diferite contexte, mi se spune îmbracă o ie. Pentru mine, ia poate un brac, dar poate de cele mai multe ori o valorific altfel, o tezaurizez, o studiez și iau afară, aduc informația care mi-o dă ea în primul rând. Deci am un alt respect pentru obiectul textil tradițional. Darul ei de a vorbi cu firele textile, dar primit probabil la naștere de la cine știe ce moașă care i-a urzit destinul țesut cu fire de viață, darul acesta o făcea să audă din ce în ce mai des vocea familiară a unui gând lăsat la păstrare, în lada de zestre a sufletului. Și vocea firului de cânepă, împletită cu dorul de pământul cândva bogat în aur și argint, o chema acasă. Într-o metropolă îți lipsește locul de unde ai plecat, îți lipsește peisajul pe care nu-l găsești, în special în New York. Trebuie să te deplasezi undeva upstate New York și interesant este că peisajul upstate-ul New Yorkului este oarecum asemănător cu dealurile noastre din zonă și totuși nu sunt aceleași. Îți lipsește familia, familia lărgită, îți lipsesc obiceiurile. De aceea, de fiecare dată când am avut un răgaz, după, sigur, perioada Revoluției, ne-am întors întotdeauna acasă. Nu știam când vom reveni și, sigur, când începi să-ți faci un rost acolo unde ești, și rostul meu era bun și era palpitant și extrem de interesant din foarte multe perspective, nu poți să te rupi. Trebuie să aștepți un moment care e potrivit pentru a face pasul următor. Faptul că ne-am putut întoarce după căderea sistemului, ne-am putut întoarce acasă, și faptul că am avut ocazia să călătorim destul de mult prin interes profesional în timpul anului, n-am mai avut tentația în vacanțele noastre să ne ducem în altă parte decât acasă. În anii de început la Metropolitan lucram ca și part-time și puteam să acumulez timp ca să am o perioadă mai lungă de vacanță în perioada verii. Uneori stăteam și două luni, iulie, august, de obicei le petreceam în țară. Cu Ana în mod special veneam acasă, părinții mei sau mama, mai degrabă tatăl era dispărut pe vremea aceea, mama și una dintre surorile mele încă păstrau gospodăria cu animale, lucru care a fascinat-o pe Ana. Toată libertatea asta, toată apropierea de natură, alimentația, tradițiile, sigur, era aproape obligatorie, era o tragedie dacă nu ne întorceam acasă de Crăciun. Este o zonă foarte bogată în tradiții și continuă să fie. Este teatrul acela popular al irozilor, sunt balurile, sunt vizitele dintr-o casă în alta, atmosfera, colacii, pâinea și toate celelalte, gătirea porcului, să nu mai spun. Au fascinat-o pe Ana și a dorit întotdeauna să se întoarcă și de multe ori ne-a pus întrebarea de ce trebuie să rămânem la New York, unde s-a simțit bine și unde a avut parte de o educație frumoasă și prieteni și așa mai departe. Dar aici o trăgea, era altceva care o atrăgea și pe noi, de fapt, ne-a atras foarte mult și întotdeauna n-am renunțat niciodată, pentru nicio clipă, la locul acesta. N-aș putea spune că am fost legat de un loc, fiind... Nu sunt ca floare care a fost legată de locul ei prin faptul că aici s-a născut. Pentru mine era patria ubibene. Dar, din respect față de floare, am încercat să înțeleg locul acesta, să-l iubesc și să mă atașez de el. Și s-a întors acasă, în Băița,
dar nu oricum. Au adus cu ei o bucățică din America trăită, o parte din cel mai important muzeu de artă din lume, muzeul căruia ea, Florica, din neamul Triponeștilor, i-a dedicat aproape 30 de ani de viață. Și așa, împreună cu Romulus și cu fiica lor, Ana, au înființat Muzeul Textilelor din Băița, o replică la scară mai mică a mărețului The Met din New York. Știam deja că vrem să ne folosim colecția într-un anumit fel, știam că colecția va trebui să rămână aici, să vină aici. Credem că este mult mai mare nevoie de colecție într-un loc ca România, colecție ca noastră și mai ales într-un mediu rural, pentru că în mediul rural sunt foarte puține instituții culturale. Și de ce să nu aducem vizitatori și cercetători, oamenii interesați și spre locurile rurale? Și într-adevăr, oamenii care vin spre Muzeul Textilelor, mulți spun, este prima dată când venim în zona aceasta, n-am știut că este atât de frumos. Și este adevărat. Această idee s-a formulat cu cel puțin 15 ani înainte de plecare spre România, drept pentru care colecția pe care am format-o în România n-a plecat niciodată din România, a rămas aici. Clădirile pe care le avem astăzi ca și locație pentru Muzeul Textilelor le-am achiziționat în timp. Restaurarea a început după întoarcere, în mare parte după întoarcerea, după 2016, și încă avem de lucru, mai ales pentru un corp al Muzeului Textilelor. Ea a fost o pregătire, n-a fost o hotărâre bruscă, n-a fost o decizie ușoară, dar a fost mai ușoară decât ar fi putut fi dacă am fi luat-o brusc. Metropolitanul a venit în a ne susține activitatea noastră cu această fantastică donație, care a început ca o conversație în jurul unei donații pe care mi-o doream eu, de piese în special românești și din estul Europei, pe care le cunoșteam, le studiasem, mai ales în perioada anilor de doctorat, care a fost pe subiectul textilelor tradiționale românești și care știam că nu sunt foarte mult folosite în activitatea Metropolitanului, pentru simplu motiv că Metropolitanul, muzeele din, de peste ocean, au foarte puțini specialiști pe estul Europei. Și atunci mi-aș fi dorit foarte mult ca unele dintre aceste piese, care nu le mai puteam găsi pe piața românească, știam asta, ar întregi oarecum colecția. Știind că misiunea noastră este la Muzeul Textilelor de a crea un cadru global în care patrimoniul textil românesc să se regăsească. Și asta este, cred eu, ce lipsește în estul Europei, din nou din cauza multor ani de închidere pe care am avut-o. Nu avem colecții de referință foarte bune în spațiul est european și știind că asta este ce vrem să facem, știind că majoritatea colecției noastre este din patrimoniu universal, au vrut să se alăture și ne-au susținut cu piese care au venit din peste 80 de culturi din jurul lumii, fantastice piese, și majoritatea costume, ele au venit de la Institutul de Costume al Metropolitanului. Și da, este un total de 1871 de piese, aproape 2000 de piese. Nici nu pot să descriu bucuria și entuziasmul care îl avem în jurul acestei colecții venite de la Metropolitan. Ceea ce expunem astăzi este o selecție foarte mică, de maximum 60 de piese. În experiența Muzeului Metropolitan, de obicei se alege o piesă care simbolizează expoziția și care este folosită și pentru advertising și care se folosește în diferite forme. Ei, eu am ales două. De ce? Pentru că este din nou ideea culturilor paralele, din nou ideea culturii românești înconjurată de restul lumii. Vorbim aici de cele două piese care reprezintă expoziția Celebrăm de Metropolitan Museum of Art, piese de vârf din donația Muzeului Metropolitan către Muzeul Textilelor.
o piesă din România, o cămașă de mușcel, care stă foarte bine lângă o robă de la curtea secolului XVIII din China. Piesa de mușcel este o cămașă fantastică, tipică mușcelului, o broderie care este majestuos făcută pe o pânză care o vedem doar în mușcel. Este o pânză de bumbac în cazul acesta, dar e tipic este această liniatură care aici e dusă la extremă, oranj, roșu și albastru. Uneori aceste pânze sunt oarecum puțin mai simple, iar broderia este cu fir de bumbac și fire metalice de o densitate remarcabilă. Este interesant că această cămașă a venit din colecția Metropolitanului, puțin transformată, și am adus la forma originală la Muzeul Textilelor printr-o restaurare. Vorbesc despre mâneca aceasta, care era în momentul ajungerii la noi, era dreaptă, era o formă într-o formă tubulară, ceea ce nu este caracteristic cămășii de mușcel. Ea a fost transformată în New York, sunt convinsă, din fericire, prin îndoirea porțiunii nebrodate de la intersecția mânecii cu fodorul de jos, a fost cusută la mașină și pusă în interior, deci broderia curgea fluent. Vorbim despre anumite materiale care sunt tipice zonei noastre într-o anumită perioadă, sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX. Sunt două piese care sunt din clase sociale diferite, sunt două piese care, chiar dacă nu devin din aceeași clasă socială, care reprezintă cultura respectivă. Și aici este interesul nostru, motivele, materialele și tehnica de lucru. Ele, indiferent de ce vorbim, ele sunt aceleași și putem să facem o comparație între cele două. Ei, piesa din China este făcută din mătase, fire de mătase pe mătase, cusute, sau mai bine zis, brodate într-o anumită tehnică. Este vorba de o altă climă, este vorba de o altă umiditate, este vorba de alte condiții de mediu în care acest material este, această piesă a fost purtată. Și pornind de aici, ne ducem la alte piese din expoziție și grupăm obiectele pe spațiul specific Asiei, unde condițiile de mediu sunt în așa fel încât ele cer un anumit material, există materialul local care se folosește, și partea europeană. În situația aceasta am ales în special zona balcanică, carpato-balcanică și sigur cu materialul românesc la mijloc. Această paralelă între culturi și această observație care dă materialul lui și tehnicilor textile de realizare a acestor costume este punctul comun care leagă expoziția. Muzeul acesta, ascuns parcă de cei care nu știu să comunice cu natura, cu firul de iarbă, care nu știu să adulmece vântul care vine dinspre munți sau care nu înțeleg leagănul norilor care își țes și ei cerul deasupra munților Apuseni, nu este un loc unde doar sunt expuse textile tradiționale aduse aici din lumea largă sau recuperate din lăzi de zestre gata de pus pe focul indiferenței. E mai mult decât atât. E un proiect de viață realizat cu mult profesionalism. Când îți iei o responsabilitate morală, să zici, eu sunt un muzeu care vreau să prezint cultura românească în fața culturii universale, îți trebuie foarte multă determinare, profesionalism. Și asta nu se face de o zi pe alta, se face constant, de zi cu zi. Noi acum programăm viitoarele expoziții pe anul viitor și pe anul în 2024, 2025. Deci trebuie să ai o foarte clară perspectivă ceea ce vrei să faci și unde vrei să ajungi. Și aceasta este rolul dominant al lui Floare, care a condus cu o mână de fier și departamentul din Metropolitan. Și a fost considerat unul din
cei mai buni șefi de departament din metropolitană. Vorbim despre o piesă din India cu o broderie fenomenală care este făcută într-o tehnică care reține micile oglinjoare, cele care strălucesc în imagine, reține aceste oglinjoare printr-un punct de broderie ca element decorativ, dar și ca element de practic de susținere. Întâlnim inserția oglinzilor chiar și în cultura românească, chiar și în textilele românești. Discutăm de această cămașă care este o cămașă de femeie, care vine din Filipine. Ce este interesant referitor la această piesă nu este doar frumusețea ei absolută, dar este tehnica și fibra din care este făcută. E făcută din fibre de ananas, din frunzele ananasului. Ei, această fibră care nu se toarce, ci se înnoadă fibră cu fibră. Perfecțiunea cu care se separă fibrele între ele, la finețea dorită, nodul care trebuie să reziste atât în seserea urzelii și cât și a bătăturii, în ambele direcții avem același tip de fir. Materialul acesta foarte aerat și de aproape similar rigidității hârtiei oferă aerarea corpului, pentru că vorbim de o zonă în care umiditatea și temperatura sunt greu de suportat. Ei, acest material stă departe de corp, respiră și, sigur, peste materialul de bază se aplică motivele care în situația acestea sunt făcute dintr-un material din bumbac, țesut din bumbac. Vorbim despre Turkmenistan, despre această robă pe care o purtau femeile. Știm că în această zonă există preferința pentru bijuteriile, în special din argint, care sunt foarte aproape supradimensionate, se folosesc pe zona pectorală, independente de costumul în sine, dar sunt cunoscute și aceste robe. Avem aici un material ușor împâslit verde, dar sunt unele piese și pe roșu, care sunt foarte frumoase de asemenea, în care aceste elemente de metal și cornalină sunt aplicate pe toată zona pectorală. Două piese care vin din Africa, broderie pe țesătură tipică Africii, aparțin populației Hausa din Nigeria. Aici avem o robă de om, de bărbat înstărit, care este expusă în toată amploarea ei pentru a-i vedea tipologia și a-i înțelege amplitudinea, dar ea când este îmbrăcată se drapează foarte frumos pe corpul uman. Și ce devine evident, e vizibilă coloratura materialului, dar devine centrală broderia, aceasta care intră în contrast, albul crem intră în contrast cu materialul în sine. Este de remarcat buzunarul acesta enorm, care are și un rol funcțional. Întotdeauna o asemenea robă se purta cu un pantalon de genul acesta. Aici avem din nou o piesă desfășurată și arătăm doar un mic fragment din partea superioară, unde un șnur care aduna această piesă foarte amplă și o reținea în jurul mijlocului. Nu putem să nu ne oprim la această extraordinară piesă, zic eu, care vine din zona Mușcelului și care demonstrează o maestrie extraordinară în nu numai mânuirea acului, dar și așezarea elementelor simbolice, decorative. Aici vorbim din nou de materialul tipic Mușcelului, în care pânza, de data aceasta vorbim de sfârșitul secolului XIX, începutul de 20, în care bumbacul penetrează și îl găsim tot mai des, dar tipic Mușcelului sunt aceste motive lineare, colorate, care intră în țesătură pe direcția urzelii.
ele completează frumusețea și compoziția cămășii și susțin suportul cromatic al motivelor care de data aceasta sunt brodate, cusute, cu bumbac negru și fir metalic. A venit spre noi un vecin, om foarte cum se cade, de la care am colecționat în trecut obiecte textile și a venit la noi cu o ladă de zestre datată foarte frumoasă. Și a spus, vreau să vă donez și vreau să o aveți în colecție. Noi v-am fi dat mult mai multe obiecte când colecționați dumneavoastră, dar am fost sigur că le duceți dincolo și n-am vrut să vi le dăm. Dar acum ne-am lămurit că, de fapt, nu le-ați dus dincolo, le-ați păstrat tot aici. Deci, asta este atmosfera generală. A fost un fel de surpriză, pentru că sunt foarte mulți care colecționează din sat în sat obiecte. Încă lumea nu s-a dumerit, zic eu, prea bine ce se întâmplă aici. Lumea este obișnuită la noi și asta este parte din ceea ce facem, de a introduce o idee nouă, de a introduce o altă perspectivă în a înțelege patrimoniul românesc. Lumea se așteaptă să vadă colecții pe care le vezi uneori într-un sat sau altul, într-o localitate sau altul, un muzeu rural, unde de obicei sunt colecționate și sunt expuse toate la un loc, obiectele care se adună dintr-o anumită zonă. Chiar vedem muzee locale care sunt organizate pe lângă școli, avem și noi unul în Hărțăgani sau în alte, sau sunt colecționari privați care îndrăgesc acest material și care, un material sau altul, sau toate, tot materialul etnografic la un loc, și care le colecționează și le expun. Aici este cu totul altceva. Aici le aducem China, le aducem Africa, le aducem America și așa mai departe, obiecte care sunt puse la un loc și care sperăm că cei mai mulți dintre vizitatorii noștri să înțeleagă ideea pe care vrem să o prezentăm aici și care ține de o cercetare și de o înțelegere a culturii noastre în paralel cu altele. Micul Met din Băița adună mai ales vara profesioniști din lumea întreagă, tineri pasionați care participă la workshop-uri în curtea din Hărțăgani. În Muzeul Textilelor din Băița am descoperit și noi, cu ajutorul unui microscop performant, cum arată fibra textilă în adâncul ei. America și lumea largă sunt deja universuri îndepărtate, pentru că acasă pare a fi satul Hărțăgani din comuna Băița, județul Hunedoara. Dacă ați observat, plăcerea ei cea mai mare este să fie în grădină, să fie cu animalele de curte, când își clarifică ideile, articolele, publicațiile, conferințele. Deci este acest echilibru între natură și știință. Și lucrul acesta ți-l dă numai un loc drag, un loc la care ții și un loc în care te integrezi. Mă simt acasă. În același timp, sufletul meu încă este și prin țară dorește să reia drumurile. Aș vrea să mă duc să stau cu eschimoșii, aș vrea să mă duc în Siberia, în anumite zone din Africa, în Filipine, de exemplu, e floare invitată să se ocupe de organizarea unui muzeu privat. O prietenă ne-a rugat, care e una dintre cele mai mari producătoare de textile tradiționale și pe noi ne interesează prelucrarea fibrelor de ananas și banana. Și atunci am zis, mergem în Filipine. Deci, după o anumită perioadă în care ne-am ocupat de pregătirea muzeului și de expoziție, acum am redeschis poarta drumurilor. Asta nu înseamnă că nu venim cu aceeași plăcere înapoi la Băița. Nu doctorul New Yorkului. Este foarte interesant. Îmi lipsește viața culturală de acolo, îmi lipsesc
colegii, prietenii, grupul profesional, colecția, colecțiile, nu numai a metropolitanului, ce se întâmplă în lumea artei, dar nu simt lipsa unui loc anume. Acasă este totuși aici. Aceasta a fost povestea Muzeului Textilelor din Băița și a Floricăi Zaharia din neamul Triponeștilor din Hărțăgani, cea care ar fi putut să trăiască și să lucreze oriunde în lumea asta, dar a decis să se întoarcă în grădina casei, să asculte graiul firului de cânepă, să țeasă la războiul din casa devenită muzeu și să adulme celâna de oaie țurcană oferită de baciul Ionel, colegul ei din clasele primare. Thank you.